Lăudați să fie Iisus Hristos. În timpul unei persecuții din Africa, împotriva creștinilor de acolo, soldații, niște răzvrătiți, au arestat preotul misionar și pe toate surorile care erau responsabile cu catehizarea acelor sate. În acest timp, neștiind ce s-a întâmplat, un tânăr african se îndrepta grăbit spre biserică, deoarece trebuia să participe la ora de catehism. Însă l-au oprit soldații și i s-au adresat cu multă răutate. Ce faci? Unde mergi? Merg la ora de catehism, a răspuns el sincer și simplu. Nu va mai fi nicio oră de catehism. Dar atunci vreau să-l văd pe părintele misionar. Nu mai este niciun misionar, l-am arestat. Atunci vreau să intru în biserică. Nu mai este nicio biserică, am dărâmat-o. Tânărul mirat și întristat, după o clipă de gândire, i-a răspuns foarte interesant acelui soldat. A spus că ați distrus biserica, dar eu sunt botezat. Eu sunt biserica. Un răspuns care cred că ar trebui să ne dea de gândit tuturor. Iubiți credincioși, într-adevăr, azi, în sărbătoarea botezului Domnului, vă propun să conștientizăm valoarea noastră de oameni botezați în fața lui Dumnezeu. Poate ne-am prea obișnuit cu botezul, poate spunem toată lumea botezată, poate spunem că nu știm când am fost botezați și s-ar putea să minimalizăm, din păcate, această mare valoare care este tocmai acest sacrament. Dar înainte de toate, aș vrea să mă duc puțin așa cu mintea și cu gândul și cu imaginația la locul botezului Domnului, Iordanul. Este un râu care se deosebește de toate, din multe puncte de vedere. Mai întâi de toate izvoarele sale, dacă ați vedea izvoarele, sunt deodată foarte mari, niște izvoare puternice. Ies vijelios din munte, el izvorăște de la poalele muntelui Hermon, un munte, cel mai înalt, de fapt, din Țara Sfântă, care este la granița cu Siria, un munte care se spune că are tot timpul cele patru anotimpuri. Sus pe vârf, aproape totdeauna este puțină zăpadă, apoi coborând în jos, ajunge la o căldură toridă în luna mai, nu? Deci toate cele patru anotimpuri, muntele Hermon, de la poalele său pleacă Iordanul și străbate așa niște văi plăcute, verzi, până ajunge în lacul Genezaret. Aici face așa mare, un lac foarte mare, de vreo 20 de kilometri, și după aceea iese din nou din lac cu firișorul său plăcut și lin și străbate pustiul. Trece prin pustiu. De aceea, dacă veți vedea Iordanul din avion, veți vedea așa ca o fâșie verde prin mijlocul pustiului. Interesant. Iar astăzi formează granița dintre Țara Sfântă și Iordania. Dar este important pentru poporul evreu din totdeauna. Ei nici nu-l numeau de fapt Iordan totdeauna, ci spuneau râul. De exemplu, este în Sfânta Scriptură o expresie care delimitează Țara Sfântă de la mare și până la râu, adică până la râul Iordan, desigur. Iordan înseamnă în limba ebraică apa care coboară. Iored înseamnă a coborâ. Tocmai de aceea el coboară de la munte și merge până în pustiu. Și pe unde trece, e foarte important, dă viață. Asta este Iordan, este simbolul vieții, pentru că fiind pustiu, toate satele de beduin, toate satele care sunt în preajma sa, săraci, e adevărat, poate să facă ceva agricultură din această apă. Și trăiesc din Iordan. Fie că pescuiesc, fie că își udă grădinile. Dar este foarte interesant că Iordanul, în momentul în care o să întrebați unde se varsă, nu se varsă nicăieri.
Nu se varsă pentru că el n-ajunge la ocean, n-ajunge decât la Marea Moartă, care este un lac și fiind cel mai jos loc de pe pământ, nu poate să mai plece nicăieri. Aici ajunge și se evaporă, dar pierde viața, pentru că în jurul Mării Moarte el nu mai dă viață drept deloc. Și era un fel de, un rabin povestea odată, zice, lacul Genezaret, care e tot format de Iordan, e plin de viață. De ce? Zice, lacul primește apa, dar o dă mai departe. Cine dă, cine primește și dă mai departe, trăiește. Marea Moartă doar primește apa, nu mai dă mai departe. Și cine primește și nu dă, moare. E frumoasă așa, să spunem așa, afirmația acestui rabin. Ori iată că Iordanul, sigur, este și un loc al minunilor, pentru că aici s-a vindecat Naaman sirianul. Și multe minuni s-au întâmplat. De ce să nu spun că eu am avut un caz cu un bărbat din Lesves, Bacău, care avea foarte mari dureri de cap. De când era acolo de 5 luni, nu-i mai trecea durerea de cap. Și am mers într-o zi cu un grup și cu el la Iordan și spune, părinte, de când am fost la Iordan, n-am mai doare capul și trecuse deja 2 luni. Deci mi se pare o chestie care, vreau să spun că minunea Iordanului rămâne mai departe și Iordanul are ceva de spus și lumii de astăzi. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, iată, în jurul Iordanului deocamdată nu-i pace. Și eu cred că tocmai pacea trebuie să vină în zona aceasta. Pentru că, iată, Iisus Hristos tocmai aici vede cerurile deschise. Și cred că Iordanul trebuie să fie un ținut al păcii. Iordanul este la 20 de kilometri de Ierusalim. A trebuit să fie un loc al păcii prin excelență. Deocamdată nu este așa cum vedeți dumneavoastră în Siria. Dar sperăm și credem în valoarea pacifică a acestor locuri și a acestui Iordan. Iisus vine la Iordan, nici nu era foarte departe, credem noi, vreo 25 de kilometri, și ajunge aici și intră cu lumea în Iordan. Era deja Ioan Botezătorul, el boteza, un botez al pocăinței, intră și Iisus. Sigur, botezul acesta nu ne întrebăm de ce și cum. Eu vreau să spun altceva. În momentul botezului avem 2 lucruri fundamentale. 1. Se deschide cerul. Cei care ați participat la novena de Crăciun am strigat și am cântat: O, de ai rupe cerurile și te-ai coborâ. Ori iată, în momentul botezului se deschide cerul. E foarte frumoasă această expresie a lui Matei. Se deschide cerul și din cer se aude și se vede. Nu doar așa ni se pare nouă că o să o dau 2 nori deoparte. Pentru că în momentul acesta avem poate cea mai mare și cea mai concretă descoperire a lui Iisus. Adică se aude vocea, da? Se aude vocea Tatălui, concret, în cuvinte, și spune, acesta este Fiul meu prea iubit. Cine poate să nege acest lucru? Sigur că am auzit multe mărturii, de la îngeri și până la păstori și până la, eu știu, pruncii nevinovați, și toți au dat mărturie. Iisus este Fiul lui Dumnezeu, a venit Mesia. Dar ca azi, ca la botez, niciodată n-am auzit acest strigăt, această afirmație, acesta, deci cel din fața ta, cel care intră în Iordan, este Fiul meu prea iubit. 2. Tot aici se descoperă întreaga Sfântă Trăime. Noi credem în Sfânta Trăime, nu? Ei, bine, se aude vocea Tatălui. Cine poate spune? Fiul meu. Un tată, nu? În al doilea rând, coboară și Duhul Sfânt sub chip de porumbel. Deci la Iordan, în această apă, la prima vedere obișnuită, dar iată că este neobișnuită, se descoperă întreaga Sfântă Trăime. Așadar, locul descoperirii. Unde l-am mai întâlnit? Sau unde am mai întâlnit această scenă a descoperirii? Sus pe Tabor. 2 locuri, aș spune eu, preferate, 2 locuri binecuvântate. Iordanul și Taborul. Dumnezeu vorbește în apă, pe malul apei, Dumnezeu vorbește pe vârful muntelui. Sigur că, gândindu-ne la botezul lui Iisus, care a fost un botez pasiv pentru el, ne gândim mai departe la botezul pe care el îl va proclama după înviere. Observați, eu am spus, Iordanul, viață. Mergem mai departe, Iisus duce pe calvar toate păcatele noastre și de după calvar, adică după înviere,
proclamă botezul. Mergeți în lumea întreagă și predicați Evanghelia, botezând în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. De ce dă această poruncă? De ce dă acest îndemn? De ce dă acest sacrament? Da, pentru că este semn prin care noi devenim asemenea lui Iisus Hristos. Este la botez o expresie foarte grea, de fapt, și nu prea o explicăm noi. Ne-am botezat în moartea și învierea lui Iisus. Cum adică? Ne-am botezat în moartea și învierea sa. Adică am devenit asemenea lui. Cum adică asemenea lui? Exact ce se spune pe malul Iordanului. Acesta este Fiul meu preiubit. Același lucru, mutatis mutandis, putem spune despre un copil, despre noi când am fost botezați. Acesta botezat este Fiul meu. Deci botezul așa de mare importanță are încât îndumnezeiește persoana umană. La început spuneam că mi-e frică ca nu cumva să banalizăm botezul. Ori iată, dacă intrăm în profunzimea teologică a botezului, vom vedea că omul devine fiul al lui Dumnezeu. Omul își schimbă identitatea prin botez. De fapt, ar trebui să spun așa, mai întâi de toate, botezul curăță, așa cum am învățat când eram mici la botez, la cateism, ce este botezul. Este un sacrament prin care ni se iartă păcatul strămoșesc și devenim creștini. Este o definiție așa de săracă, vai de mine. De ce? Pentru că spune că se curăță ceva, se dă deoparte ceva, nu? Dar nu e asta, nu e destul. N-am spus nimic cu asta. Mă gândesc că aș putea spune definiția casei cam așa, nu? Casa este un teren de unde s-au smuls buruienele. Am curățat terenul, dar nu-i casă, nu? Ori, când spun botez, eu trebuie să văd valorile pe care le introduce în interiorul persoanei umane. Și Sfântul Paul este foarte clar, foarte frumos, vorbește chiar, aș spune, incredibil de adevărat. Voi sunteți temple ale Duhului Sfânt. Excepțional. Omul botezat devine locuință a lui Dumnezeu. Ce vreți mai mult de atât? Deci, în momentul în care omul este botezat, intră Dumnezeu. Persoana se îndumnezeiește. Persoana nu numai că se curăță, vai ce frumușel și curățel este, nu, ce Dumnezeu este, ce fiu al lui Dumnezeu, intră în comuniunea bisericii, face parte din trupul mistic al lui Dumnezeu, al lui Hristos și așa mai departe. Iată de ce, spun, botezul are această măreție, are această sfințenie, are această importanță colosală pe care, spun, rar sau prea rar noi o luăm în considerație. Pe de altă parte, sigur, aș vrea să spun că acest botez este foarte, să spunem, bine apreciat câteodată chiar de necreștini. Era un om care povestea că prin anii 30, 40, 45, adică în timpul războiului, mai bine zis, aici la Iași erau un fel de, să spunem, tendință ca unii dintre ei să scape de persecuție dacă se botează. Și au fost o parte, un grup de evrei care la un moment dat au strigat foarte tare: faceți-ne ce vreți, bateți-ne, închideți-ne, arestați-ne, dar nu ne botezați. De ce? Probabil pentru că ei înțelegeau clar că ei își pierd identitatea prin botez. Pentru ei se schimbă radical totul prin botez. Sigur că spuneau un lucru frumos pe de altă parte, adică făceau o bună reclamă botezului, adică prezentau în termeni foarte valoroși botezul, dar aveau această, să spunem, reținere: nu ne botezați, faceți ce vreți, dar nu ne botezați. Pe de altă parte, și cu aceasta închei, aș adăuga azi, pentru că e ziua botezului nostru, e ziua în care noi am intrat în biserică, suntem biserică, așa cum spunea acel tânăr, aș vrea să spun un lucru. De mult îmi stă pe gând, în gând, și vreau să-l spun. Dumneavoastră bănuiesc că ați găsit pe internet, sau ați primit cărți, sau ați auzit că există un curent azi în biserică, nu vă scandalizați ce spun acum, care luptă
prin diferite cărți, ba chiar se spune că și prin revelații particulare, contra Sfântului Părinte Papa. Că nu ar fi Papa adevărat, că ar fi nu știu ce, că și apar și așa numitele revelații din Irlanda. Cărți foarte frumos prezentate, cărți foarte frumos scrise. Atenție, și mai spun o dată, atenție, atenție. Ba chiar într-o zi cineva m-a întrebat, părinte, cum se vede de la Roma noul papă? M-am mirat cum se vede. Ca papă, nu? Se vede ca un om extraordinar, se vede ca un om care, într-adevăr, trăiește Evanghelia, ne invită la trăirea Evangheliei, este un om carismatic, un om apreciat de toată lumea, cred eu. Ba chiar în paranteză să vă spun că în data de 15 decembrie a fost în China, în localitatea Hainan, nu important, cred, un forum al jurnaliștilor, asociațiilor de presă și diplomaților din China. Și acolo, în fiecare an, în decembrie, la acest forum, se votează 10 personalități, oameni cheie, ai anului respectiv. Pentru prima dată în istorie, în această listă a oamenilor cheie ai anului 2013, pe locul 3 apare Papa Francisc. Dar nu e, n-ar fi, poate vă mirați și ce dacă. Niciodată n-a apărut în această listă de zeci de ani o personalitate religioasă, orice ar fi fost ea, din orice religie. Este o premieră absolută. Și ce înseamnă acest lucru? Că lumea necreștină, atenție, apreciază, vede bine și chiar dă într-adevăr o notă excepțională acestui Sfânt Părinte. Se leagă de faptul nu știu ce, crucea nu știu cum este, că a spus nu știu ce. Deci atenție, vă rog, foarte mare. Și spuneți la toată lumea, noi credem în valoarea bisericii celor botezați. Noi credem în valoarea bisericii conduse de Duhul Sfânt. Și nu cred că toți cardinalii au făcut așa mare greșeală să aleagă un papă care cred eu că îi surprinde pe unii. Papa actual, cred că este carismatic din multe, foarte multe puncte de vedere. Și dacă vă interesează, citiți în fiecare zi cuvântul său, care este un cuvânt care merge la inimă. Deci ca și creștini catolici, care credem în prezența Duhului Sfânt, care coboră și la botezul lui Iisus și coboară în fiecare zi în sacramentele noastre, conduce biserica. Nu ne va conduce niciodată o călugăriță care are viziuni din Irlanda. Nu cred că are importanță ce spune unul sau altul dintre dizidenții care sunt contra bisericii. Nu cred că trebuie să luăm în considerație aceste, cum să le spun eu, intrigi care se bagă pur și simplu. Și voiam să spun că diavolul lucrează chiar frumos câteodată. Preasfințitul chiar a primit o carte, nu știe de unde, o carte foarte frumoasă. Dacă ați vedea, veți spune, vai, cred că este Sfânta Scriptură. Și o carte care tocmai este contra Papei. Nu știu cine i-a trimis-o, nici el nu știe. Și de aceea zic, circulă din păcate. Nu dăm curs diavolului. Nu dăm curs dușmanilor bisericii. Ar fi păcat și pentru aceasta cred că cine se îndoiește de valoarea Sfântului Părinte Papa, trebuie să spună la spovadă. Poate să spună, eu m-am îndoit în credința mea că Sfântul Părinte este urmașul Sfântului Petru. Trebuie să spună la spovadă. Noi credem în valoarea bisericii. Prin botezul nostru ne-am angajat în biserică, ne-am angajat în credința bisericii, ne-am angajat în trăirea crezului, așa cum este el, ne-am angajat în biserica papei, prin urmare, noi trebuie să fim ai papei și nu ai unor cărți, a unor disensiuni care apar și mai ales să credem dușmanilor bisericii. Există multe fracțiuni, există multe rupturi, din păcate, oameni care în orgolul lor cred că schimbă lumea, dar cred că joacă, mai bine zis, rolul cuiva, rolul diavolului, pentru că așa de bine joacă mascat el, încât ei cred că schimbă lumea. Dar noi știm clar că biserica este a lui Dumnezeu și biserica este condusă prin Sfântul Părinte Papa. Fiind acestea spuse, vă doresc tuturor să trăiți din plin bucuria botezului dumneavoastră și din când în când să vă mai amintiți că am fost botezați, adică am devenit copiii lui Dumnezeu și continuăm să ne trăim această demnitate de copii ai lui Dumnezeu prin biserică, prin sacramente și așa cum facem azi și prin Sfânta Liturghie. Lăudați să fie Iisus Hristos!